Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată ne din nou la treabă. Am obișnuit să des la ora asta, să vedeți clasa a 5-a, dar o să discut și câteva chestiuni la clasa a tema pentru casa este așa. Tema pentru acasă. Clasa a 10-a. Da, tema pentru acasă, clasa a 10-a, Diana, parcă, nu? Cu Diana. E bine, am să-ți vorbesc ceva despre funcții directe și inverse. Funcții directe și inverse. Inversele lor. Funcțiile directe și inversele lor. Diana, toată matematica începând din clasa a 9-a, la început, câteva noțiuni chiar și din clasa a 8-a, presupune cunoașterea noțiunii de funcție. Auzi de multe ori, fie dată o funcție, se dă funcția și așa mai departe, da? Din păcate, nu sunt lucrurile înțelese bine. Tu nu mai descoperi decât acum de curând. N-ai știut că Prof Online există și are foarte multe lecții pe internet, foarte, foarte multe lecții pe internet. Sunt în momentul ăsta vreo 800 și vreo 50-60 de lecții, fiecare câte o oră și jumătate, matematică luată la 1 până la 12. Deci sunt niște lucruri și anume cum se procedează, se tasează pe Google Prof Online, da? Pe Google Prof Online, după care se intră în pagina mea și se ia de acolo video matematică, se intră în pagina cu video matematică și acolo se văd toate lecțiile mele. Deci așa trebuie făcut. Și acolo sunt explicate noțiunile acestea. Dar iată, acum pentru tine, fac acest lucru cu precizarea că aprofundez și pui la punct de pe Prof Online noțiunile pe care le spun acum. Așadar, în lecțiile trecute am și predat de mai multe ori noțiunea de funcție într-un limbaj cu totul și cu totul special, aparte decât găsiți în manuale. Colegii mei toți fac într-un mod tradițional, eu fac matematica într-un alt limbaj și atunci, de aceea sunt accesările, s-au dus în jur de câteva milioane de accesări. Deci copiii care învață exact după mine lecție de lecție. Deci nu e vorba de meditația făcută clasică, noi filmăm aici și atunci foarte mulți copii, zeci de mii de copii, își găsesc lecțiile și își fac tema pentru a doua zi. Așa că, în momentul în care am o relație de tip următor, y egal cu 2x plus 1. Această relație presupune, de fapt, o legătură între două necunoscute. Vezi? Între x și y. A descoperi perechile de x și y care satisfac relația asta e o problemă destul de delicată. O afirmație de tipul următor, 2x plus 1 egal cu 0, 2x plus 1 egal cu 0, deci o astfel de afirmație este, o numește un limbaj, ecuație de gradul 1 asta, dar de fapt ea poate fi privită de la ceea ce înseamnă un enunț care depinde de mai multe, de o variabilă aici. Întrebarea este un predicat ăsta într-un limbaj matematic, s-a făcut în clasa a 9-a la început. Deci acesta poate fi așa, predicatul P de X. În legătură cu predicatul care se enunță 2X plus 1 egal cu 0, trebuie să indic foarte bine, foarte clar, variabilele pe care o parcurge acesta. Da? Deci despre X voi preciza că X-ul ăsta este, să zicem, un număr real. Așa că a găsi pe x-ul respectiv care să satisfacă relația asta, înseamnă a găsi valoarea aceea încât după ce o înlocuim, predicatul ăsta să devine propoziție adevărată. Ei, ia să transcrie predicatul ăsta într-un echivalent, adică 2x plus 1 egal cu 0, echivalentul ar spune că, te rog să mă zic, 2x, vorbește. Și scrii toate acestea. Deci nu te uiți la tablă așa. 2x egal cu... Tu vorbești pe caietelul tău. 2x egal cu minus 1
Și rezultă că x egal, echivalent, x egal cu cine? Cu? Minus 1 pe 2. Deci x egal cu minus 1 pe 2. Asta înseamnă că mulțimea de adevăr e indice A, e formată din minus 1 pe 2. Adică, pentru această valoare, dacă înlocuim pe x cu minus 1 pe 2, predicatul ăsta devine propoziție adevărată. Ia să vedem dacă așa este. Ce înseamnă P de minus 1 pe 2? P de minus 1 pe 2 devine 2 ori minus 1 pe 2, vorbește? Plus 1 și da. Să vedem, egal cu, să vedem dacă face 0. 2 cu 2 se simplifică și face minus 1 plus 1 și face 0. Într-adevăr, P de minus 1 pe 2 este egal cu 0. Da? Dacă înlocuim pe x cu orice altă valoare, devine propoziție falsă după înlocuire. Da. Da? Deci, indiferent ce x aș mai pune în afară de minus 1 pe 2, totdeauna am propoziție falsă. Acesta se numește predicatul unar. Deci, P de x egal cu P de x egal cu cine? 2x plus 1, așa, P de x două puncte, 2x plus 1 egal cu 0, se numește predicat unar. Predicat unar. În sensul că depinde de o singură variabilă. Da? O singură variabilă. Cei ce am dat mai sus, y egal cu 2x plus 1, poartă numele de predicat binar. Binar. Două variabile. Și o să-l intitulez cu ăsta P de XY. Deci predicatul P de XY sună, dat de noi aici, egal cu 2X plus 1, este un predicat binar. Predicat binar. Da? Binar. În două valori. Și aici problema este să găsim toate perechele X și Y pe care dacă le înlocuim, în data asta se devine propoziție adevărată. Da? Corect este ca să indic și ce valori parcurge X și ce valori parcurge X, Y. Deci am să spun că X parcurge pe el și Y parcurge pe el. Da? X-ul și Y-ul sunt numere reale. Și acum nu sunt decât pus în situația să ghicesc pentru moment o pereche, un X și un Y, încât după ce înlocuiesc, să fie adevărată. Poți... Întâmplare. La întâmplare găsește odată un X și un Y concret care să fie, după înlocuire, să fie o propoziție adevărată? E greu, da? Îți vine greu să le găsești perechile acestea. Dar, într-adevăr, e destul de dificil. Adică, deodată zici X și Y, cine se înlocuiește și când acolo să vină... am să dau eu o pereche. X egal cu 0 și Y egal cu 1. X egal cu 0 și Y egal cu 1. Uite, P de 0, 1, P de 0, 1, ce devine? Punând pe X și Y, așa cum se vede, cea de pe locul 1, ăsta este X-ul și ăsta este Y-ul, vine că 1 să fie egal cu 2 ori 0 plus 1. Adevărat. 1 egal cu 1. Da. Sunt foarte multe, sunt o infinitate. De aceea, gândim într-un alt mod. O să facem un tabel în care pe linia asta să pun X și Y și pe asta la altă să pun Y. Da? Deci X și Y sunt reali, de la minus infinit la plus infinit. Iar Y care se obțin tot numele reale. Și acum povestea este așa. Dăm lui X valori, mergem un pic ordonat. Da? Dăm lui X o valoare și găsim Y cu corespunzător. Iată, X-ul e egal cu 0, să spun. Când X-ul e 0, Y-ul cât este? Dacă locuim pe X cu 0, Y-ul este 1. Da? Când X-ul e 0, Y-ul este 1. Perechea aceea care am spus-o mai devreme, 0, 1. Apoi, X-ul luăm cu altă valoare. X-ul, să spunem, 1 pe 2. Când X-ul e 1 pe 2, Y-ul, îl calculăm acum, că e mai comod. Y-ul va fi egal cu 2 ori 1 pe 2 plus 1. Și egal cu 2 cu 2 simplifică, 1 plus 1 face 2. Deci când X-ul e 1 pe 2, Y-ul este 2. Vezi? Când X-ul este 1, pentru X egal cu 1,
Y-ul cât ar să fie? Rezultă Y-ul va fi 2 ori 1 plus 1 și face cât? 3, da? Egal cu 3. Și așa mai departe. Deci vezi, din nevoia de a găsi perechile toate, mai bine să mergem cu o idee. Să știm X și dăm X valori și găsim Y. Așa deodată să găsești perechile și Y, este imposibil. Și atunci hai să organizăm, să vedem că se realizează o corespondență. Un X știut, după rețeta asta, se găsește Y-ul. Ei, această corespondență, după legea asta, 2X plus 1, nu înseamnă de altfel decât scrierea predicatului ăsta într-un alt mod. Zicem F definită pe Y, adică de unde iau X și valori, cu valori, adică ăștia care apar, Y-ii, numele reale. Da? Este aranjarea predicatului de mai sus într-un alt mod, în care am spus că X sunt din R și Y sunt din R. Și zicem dedesubt, după rețeta, F de X egal cu 2X plus 1. Deci F de X egal cu 2X plus 1. E foarte tare. Iată, predicatul acela care ne ridica mari probleme și nu găseam mulțimea de adevăr, nu găseam toate perechile X și Y, l-am organizat într-un alt mod. Modul de prezentare este acesta. F definită pe R cu valorie, cu F de X, adică Y-ul. F de X este Y-ul, care apare ca urmare a rețetei acestea. Care e rețeta? 2 ori X-ul pe care îl precizăm, îl luăm, plus 1 și ne găsim Y-ul. Spunem astfel că am definit o funcție pe R cu valori în R. Deci o funcție ce este? Este de fapt un predicat binar, bine organizat, altfel organizat, în care spunem că X și Y sunt de R, dar uite, sub forma asta, R definită pe R cu valori în R. Prima parte de aici poartă numele mulțimea asta de la început, pe care o știm. Poartă numele de domeniu de definiție. Domeniu de definiție. Iar asta la altă poartă numele de codomeniu. Iar relația după care obținem Y-ii, rețeta după care obținem Y-ii, este lege de corespondență. Deci lege de corespondență. Pentru toți prietenii noștri trebuie să spunem că aceste lucruri eu le-am făcut. Sunt găsite pe Prof Online. Dar fiindcă tu n-ai dat peste mine și mă gândeam acum cum să încep, ce să fac, am zis, hai să încep încă o dată să prezint noțiunea de funcție, care e o noțiune centrală pe toată perioada, de aici încolo, din clasa nouă începând, până când tu vei termina școala și nu mai, te întâlnești cu noțiunea de funcție, facultate, tot ce vei face. Fără noțiunea de funcție nu poate face nimic. Nimic nu se poate construi mai departe dacă nu înțelegem noțiunea de funcție. Deci ce este funcția? Este o corespondență, de la o mulțime cunoscută spre o alta care se descoperă. Prin care facem ce lucru? Fiecărui element de aici, fiecărui element din domeniu, adică, atenție, Diana, fiecărui element din domeniu se găsim elemente din codomeniu. Deci la fiecare X pe care îl iei tu, din mulțime, să găsești Y-ii respectivi. Deci, ce se face prin corespondența asta? Fiecare element din mulțimea de pornire, da? Îi se pune un element și numai unul la mulțimea de sosire. E ca și cum te-ai afla în mijlocul, într-o intersecție. Nu poți pleca în două direcții, simultan. Deci, trebuie să te hotărăști într-o parte. Deci, nu se pot pune un element, X0, nu îi se pot pune în corespondență Y1 și Y2. Nu se poate așa ceva. Așa ceva nu există. Nu e posibil ca să plece în același timp în două direcții date. Deci fiecare element din domeniu îi se pune în corespondență unul și mai unul din codomeniu. Deci una din pretenții este asta. Să nu cumva să existe în corespondența aceea un element cu două imagini. Da? Și fiecare element, adică tuturor din mulțimea de pornire, îi se pune în corespondență. Să nu cumva să existe un element care să nu-i poți pune în corespondență. Ceva, pentru că atunci funcția nu e corect definită. Deci, pretențiile funcției. Hai să zicem, pretențiile
pretensiile, funcție. 1. Pleacă tot. Pleacă tot. Da? Pleacă tot. Adică tuturor trebuie să le punem în corespondență. Pleacă tot. 2. Nu este posibil acest lucru. Adică X0 cu două imagini. Y1 și Y2. Nu. Nu e posibil așa ceva. Deci pleacă tot și nu e posibil așa ceva. Bun. Am să dau acum, de regulă, în aplicații, mi se dă legea de corespondență. Adică, mi se dă rețeta după care obținem Y. Da? În exerciții, mi se furnizează rețeta. Urmează, zice, fie funcția f de x, egal cu 7x plus 1, supra x minus 2. Deci f de x egal cu 7x plus 1 supra x minus 2. Și problema se pune acum să găsim domeniul de definiție. Deci nu putem face un pas până când nu găsim mulțimea pe care x și o parcurg. Da? Pe care x și aceștia o parcurg. Deci o să zicem, ce fel de funcție este asta? Este funcția fracție. Ea este prezentată ca o fracție. Ce știi tu de fracții, despre fracții? Există tot timpul fracțiile? Da, că putem să punem supra 1, dacă nu vreau. Deci tot timpul există fracțiile. Ia să vedem. Hai să vedem un x egal cu 2. Să facem f de 2. F de 2 este egal cu, te rog să vorbești, egal cu? 7 por 2, 4. Da, vorbește, plus 1. Supra 2 minus 2. 2 minus 2 și egal mai departe cu? 15. 15. Supra? Supra 0. Da. Cât faci? 15 supra 0? 15. 15 supra 0? 0. Cât face? 0. 15 supra 0? Nu există. Nu poți să împarți o pâine la nimeni. Deci împărțirea la 0 nu are sens, Diana. Deci, semn de întrebare. Împărțirea la 0 nu există. Asta se face în clasa a 3-a. Deci la clasa a 3-a, când învățătoarea, acum, mulțirea se face în clasa a 2-a, iar împărțirea se face în clasa, păi s-o făcut în mulțirea, se face în clasa a 3-a. Spune, împărțirea la 0 nu se poate. Nu se poate. Niciodată nu există. Deci o fracție există numai dacă numitorul este diferit de 0. Deci există. Hai să clarificăm acest lucru per clar, pentru totdeauna, pentru toată viața, să ții minte că... Da? Păi, condiție de existență. Condiția de existență, ca idee, vine de la faptul că fracția nu există. Deci nu există... există M pe N, hai să spun așa, există M pe N, dacă și numai dacă, N diferit de 0. Este esențial, esențial lucru. Da? Există fracția M pe N, dacă și numai dacă, numitorul diferit de 0. Așadar, tu când ai văzut aici, când ai văzut așa ceva dată, nu aveai voie să stai pe gânduri și să-mi spui repede, dar foarte repede, prompt, x minus 2 diferit de 0. Deci, x minus 2 diferit de 0, x minus 2 diferit de 0, asta înseamnă echivalent cu x diferit de 2. Adică, iată că lui 2 nu poți găsi imagine. Și atunci vom spune că f e definită pe el, mai puțin mulțimea formată din 2 cu valori în el. Vezi, Diana? Deci, esențial pentru tine și pentru fiecare din noi, când am dat o funcție, funcția fracție, să punem imediat condiția ca numitorul să fie diferit de 0. Și acea valoare 2-ul, care face ca numitorul să fie 0, trebuie să o dăm deoparte.
că lui 2 nu-i putem găsi imagine. Văd ce se întâmplă. Dacă faci merge 2, face 15 parcă a venit supra 0. Împărțirea nu se poate face la 0. De aceea, esențial, repet, esențial, rămâne să știm niște lucruri de bază. Împărțirea la 0 nu are sens și atunci tu de aceea pui condiții. Tot numitorul, cât o fie acolo, da? Deci dacă apare, să spune f de x egal cu o expresie 1 de x supra o altă expresie 2 de x, ca să poți continua exercițiul, să găsești domeniul definiției, punem condiția de existență, cum spui tu, de condiția de existență a fracției, da? Condiția de existență a fracției, care e asta, e de x, e 2 de x diferit de 0. E 2 de x diferit de 0. Și tu rezolvi negația. E ce? Negația. Adică e 2 de x egal cu 0, luăm egal cu 0 și rezolvăm situația respectivă. Concret, hai să mai dau un corect. Fie funcția f de x egal cu 4x minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 6. Ce te faci tu aici? Că trebuie să-mi găsești domeniul definiției. Avem două condiții acum. Care sunt? Că x pătrat minus 5x plus 6, adică funcția de grad 2 să fie diferită de 0. Dar de ce ai două condiții? Că ai numai una singură. De ce ai două condiții? Una singură, numitorul diferit de 0. Deci, condiția care spune este imediat x pătrat minus 5x plus 6 diferit de 0. Și luăm negația, adică negația care o luăm? Negația aceste. Luăm cu x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Nu? Și cele două rădăcini sunt care deodată? X1 și x2. Ce numere adunate se facă 5 și mulțite se facă 6? Ce numere adunate se facă 5 și aceleași numere se mulțesc se facă 6? 2 și 3. Păi, ia să vedem. Dar cum s-a rezolvat ecuația asta? Cum de? Păi hai repede, repede. Ah. Delta, cât este? Delta 2 pătrat minus 4, ce adică minus 5 totul la pătrat. Minus 5 totul la pătrat minus 4. Dar lucrează tu. Deci minus 5 totul la pătrat. Minus 4 ori 1 ori 6. 4 ori 1 ori 6 și egal cu? Acolo avem la pătrat și va ieși număr pozitiv și va fi 25. 25. Minus 24. 24. Și egal cu? Egal cu. Și atunci zicem x 1, 2 egal cu? B pătrat, nu, minus B plus minus radical din delta supra 0. Minus B plus minus radical din delta totul supra 2A și egal mai departe cu? 5. 5 plus sau minus? Plus minus 1. 1 supra? Supra 2. 2. Și egal cu? X1 egal cu 6 supra 2A, adică? X1 egal cu 6 pe 2, care face 3. Și x2 egal cu? Egal cu 4 pe 2, adică egal cu 10. Îți spuneam că 2 și 3. Dinainte le-am știut. Că ce două numere adunate se facă 5 și mulțite se facă 6. Numai 2 și 3. 2 și cu 3 fac 5 și 2 ori 3 fac 6. Deci când ți se dă așa varianta asta, x pătrat, minus, x pătrat plus ceva plus altceva, încerci să găsești deodată rădăcinile. Dacă nu, te duci cu delta și faci și chestia asta. Ei, când x1 e 2 și 3, cât este asta x pătrat minus 5 x plus 6? Este egal cu 0. Da? Deci, când x e 2, hai să vedem, pentru x egal cu 2, cât este expresia asta dacă o locuiești? Bine, rezultă că vei avea 2 la a doua, minus 5 ori 2, plus 3. Și face cât? 4 minus 10 plus 6, da? 6 și face 0. Îți place x-ul egal cu 2? Îți place? Te mulțumește? Merită x-ul egal...
să fie doiul să fie în domeniul de ființe? Că dacă îl faci, îl păstrezi pe doi în domeniul de ființe, F de 2 face ceva pe 0. Și împărțirea la 0 nu are sens. Deci trebuie să fie diferit de 0 la numitor. Adică X-ul nu are voie să fie 2 sau 3. Deci după ce ai găsit aceste valori pentru care numitorul e 0, la domeniul de ființe vei spune ce? Ce vei spune? F-ul e definită. F-ul e definită pe R. Minus mulțimea formată, 2 și 3, din elemente 2 și 3, ăsta le-am dat deoparte, le-am scăzut, ele n-au ce căuta în domeniul de ființe, cu valori, Y și care apar, numere reale. Da, deci povestea e așa. Nouă ni se dă rețeta după care obținem Y, dar obligația noastră imediată este să stabilim domeniul de ființe. Deci trebuie urgent să stabilim domeniul de ființe, ceea ce înseamnă că trebuie să vedem valorile pentru care numitorul este 0 și acele valori le scădem din mulțimea numerelor reale dacă noi suntem puși în situația asta, da? Și atunci spunem că drept domeniul de ființe a funcției acestea este R în afară de elementele 2 și 3 cu valori în R. Deci, dragilor, când am deschis cuvântul și am pronunțat funcție, trei elemente trebuie să am în mână. Trei elemente trebuie să am în minte. Domeniu, codomeniu și legea de corespondență. În foarte multe exerciții ni se indică domeniul de, ni se indică legea de corespondență, modul de obținere a Y-urilor, rețeta. Ni se indică rețeta și noi stabilim domeniul de definiție. Deci așa e sarcina pe care o avem de rezolvat în situații în care avem numai rețeta. Dar de multe ori autorii sunt drăguți și dau și domeniul de ființe și așa mai departe. Și până să se studieze funcția. Iar când începem să se studieze funcția, de fapt, când începem acest lucru, de fapt căutăm Y-ii și urmărim cum se așează Y-ii, crescători, descrescători. Foarte multe informații. A studia o funcție înseamnă a urmări mulțimea Y-urilor care apar. Notează și asta. A studia o funcție înseamnă a urmări mulțimea Y-urilor care apar în urma corespondenței respective. Adică după a urmări Y-ii care apar după rețeta dată. Da? Urmări Y-ii care apar după rețeta dată. Bun. Și acum să vă vedem o altă funcție și care se stabilește domeniul de ființe. Fie funcția f de x egal cu f de x egal cu 7x minus 3 supra x pătrat minus 1 pe lângă 3x la a doua plus 4. Să se stabilească domeniul de ființe aceste funcții. Adică n-am dat decât rețeta de obținerea Y-urilor. Sarcina ne rămâne nouă să găsim domeniul de definiție. Cum propui? Binom? Cum? Zi. Primul la pătrat de două ori, primul la doilea plus. Ce anume? Primul la pătrat? Toată paranteza la pătrat? Nu înțeleg ce faci. Zic o dată. Ce este legea de corespondență? Ce este? Ce care e forma ei? Este o fracție. Din nou o fracție. Ce știi despre o fracție? Numitorul trebuie să fie diferit de 0. Deci condiția care o punem urgentă este ca x pătrat minus 1 pe lângă 3x la a doua plus 4 să fie diferit de 0. Da, diferit de 0. Asta e condiția urgentă pentru ca să existe fracția.
Și noi am zis că merge cu negația. Ce înseamnă negația? O negăm, nu e egal cu nu diferit de 0, ci e egală cu 0. Deci o să mergem negația înseamnă x pătrat minus 1 pe lângă 3x pătrat plus 4 să fie egal cu 0. Negăm. Ne interesăm când este 0, ca acelea pe astea care ne urmăresc, care au rezultat, le scoatem de domeniu. Că nu ne interesează. Tocmai mare pericol este că numitorul este 0. Da? Deci luăm situația când e egal cu 0. Și acum, te rog, un produs egal cu 0 la mulțiri cât ori cât egal cu 0. Adică orice număr rămâne cu 0. Deci pe rând fiecare are șansă să fie 0. Așadar, de aici echivalent cu x pătrat minus 1 egal cu 0 sau, tot atât de bine, 3x pătrat plus 4 egal cu 0. Deci sunt două variante. Ori x pătrat minus 1 egal cu 0, ori 3x pătrat plus 4 egal cu 0. Și acum? La hai, te rog, începem. X pătrat. Aici. Echivalent cu... Cum o rezolv asta? X pătrat minus 1 egal cu 0? X pătrat egal cu 1. Da. X pătrat egal cu 1. X egal cu 1. Echivalent cu X egal cu 1. Rezultă? X numai 1? 1 sau plus minus 1. Plus minus 1, două valori. Deci x1, 2 egal cu plus minus radical din 1, care înseamnă 1. Două valori. X1 egal cu 1 și 2 egal cu 1. Ce a doua? 3x pătrat plus 4 egal cu 0. Echivalent cu 3x pătrat. 3x pătrat. Egal cu minus 4. Împărțim la 3. Da, deci echivalent, facem x pătrat egal cu minus 4 pe 3, da? Rezultă cu x radical din... Da, și cât faci? După tine? 2. Dar dintr-un radical nu poate ieși un număr negativ. Deci ceva la a doua poate să dea vreodată un număr negativ? Nu. Deci te poți opri aici. Spui că nu se poate așa ceva. Tu ai mers mai departe și ai zis x1, 2 egal cu plus minus radical din minus 4 pe 3 și ți-a amintit că radicalul de ordin 2 nu există decât din numere. De care numere? Pozitive. Că nu-i nimeni la pătrat, nu există un număr la pătrat să facă un număr negativ. Deci de aceea așa ceva imposibil. Înseamnă că de aici x aparține mulțimii y. Nu am niciun x pentru care să se întâmple nenorocirea asta, situația asta, ca la pătrat să facă un număr negativ. Și acum, ce valoare am găsit? Doar 1 și minus 1. Și vom spune că f e definită. Adăugăm acum, în sfârșit, tragem concluzia că f e definită de el, în afară de ce elemente. N-am voie să le iau pe ce elemente. Pe plus 1 și minus 1. Plus 1 și minus 1. Deci f e definită pe el, în afară elementele 1 și minus 1, da? Cu valori în el. Deci definită pe R în afară de elementele 1 și minus 1 și cu valori în R. Deci vedem foarte clar că n-am cum să calculez F de 1. Dacă aș vrea să fac F de 1, F de 1 ar face 7 ori 1, 7 minus 3, da? 7 minus 3 face 4, supra 1 minus 1 face 0, 0 ceva 0. Și bățile la 0 nu are rost. Deci de aceea am fost nevoit ca pe 1 și respectiv minus 1 să scot aparte din domeniul definiției. Spune, n-am ce discuta. Nu-i găsesc imagini. Și noi păstrăm în domeniul definiției doar elementele cărora le putem găsi imagini. În afară de 1 și minus 1 putem găsi pentru oricine. Iată, f de 0. Sau f de 3. F de 3 face cât?
7 ori 3, 21 minus 3 face 18, nu? Supra 9 minus 1, totul de mulțit cu 3 ori 9, 27 plus 4, 31. Și face 18 supra, cât vine? 8 ori 31. Se mai simplifică aici printr-un 2 și face 9 supra 4 ori 31 și iată-ne că am finalizat spunând că lui 3 îi corespunde 9. Am găsit imaginea, am găsit numărul. Nu mai am probleme. La împărțire nu, nu mai există riscul să fie la numitor 0. Că l-am dat lui 1 și minus 1 nu mai pot să... Nu-i găsesc imaginea. Domeniul de ființă este iar în afară de acestea. Ăsta e motivul pentru care facem toată povestea asta. Ia să mai vedem un alt exercițiu. F de x egal cu... Tot așa, dau o altă rețetă, deci altă funcție. Da? Dacă dau altă rețetă, altă funcție, alt domeniu de ființă. Deci toate lucrurile se schimbă. Și funcțiile, chiar dacă au aceeași legi de corespondență, totuși, uneori, domeniul de ființă e diferit, și atunci funcții sunt diferite. F de x egal cu 3x minus 2, totul supra, x la a treia minus 1, pe lângă, 4x la a doua plus 3x. 4x la a doua plus 3x. Din nou, funcția este o fracție. Și punem aceeași funcție. Adică, ce voi spune? X la a treia minus 1 pe lângă 4x la a treia plus 3x. Da. 3x diferit de 0. Noi o să luăm negația, adică ce? Adică luăm negația ei, acestei situații. Adică toată egal cu 0, deci o să luăm negația, da? X la a treia minus 1 pe lângă 4x pătrat plus 3x egal cu 0. Și când un produs egal cu 0? Unul dintre termenii produsului este 0. Deci de aici echivalent cu a zice că x la 3 minus 1 egal cu 0. Da. Sau 4x pătrat plus 3x egal cu 0. 4x pătrat plus 3x egal cu 0. Hai să o luăm pe prima. X la 3 minus 1 egal cu 0. Cum o rezolvăm pe asta? Echivalent cu x la 3 egal cu 1. Da, rezultă că x la 3 egal cu 1. Dacă x la 3 egal cu 1? Cât e rădăcina am așteptat să găsim aici? 3. Că e ceva la 3. La x la 2, când e de gradul 2, găsim 2. Când e x la 1, găsim o singură rădăcină. Aici 2 sau chiar 3. Ei? Cum procedăm? Ar trebui să știm formula a la a treia minus b la a treia. Deci a la a treia minus b la a treia cu cine este egal? Formula de calcul prescurtat. Egal cu a la a doua. Egal cu a la a doua, da. Minus ab. Minus ab.
E să vedem totul de jos. Că, da? Formule de calcul prescurtat. Hai să zic. Formule de calcul prescurtat. Formule de calcul prescurtat. Și hai să zicem așa. A la a doua minus B la a doua. Cu cine este egal? A la a doua primul minus... la pătrat minus de două ori primul la a doilea. Deci cum vine? Cât este A la a doua minus B la a doua? Concret. A la a doua minus B la a doua egal cu cine? A pătrat minus 2AB. Diana, tu ai învățat niște fărurile mecanic și n-are nicio logică. Deci, practic, acum tu încerci să răscolești în memoria ta niște rezultate pe care undeva le-ai auzit. Dar n-ai înțeles niciodată de unde vin ele, ce se întâmplă. De acord? Asta este mare dramă. Matematica nu se poate memora. Nu e posibil. Îmi spuneai că acolo, astăzi, la lecție, n-ai înțeles nimic. De acord. De acord. Acum, după ce am stat de vorbă cu tine, mi-am dat seama că, într-adevăr, n-ai cum să înțelegi. Toate lucrurile acolo, doar ai pictat de pe tablă niște chestiuni acolo și ai vrut, ai făcut semnele acelea pe acolo, cum s-a făcut acolo, neînțelegând nimic. Așa este. Deci, matematica presupune o legătură firească a lucrurilor. Este un fir roșu. Fără el, nu putem face nimic. Și dacă s-a rupt o verigă undeva, tot lanțul e praf făcut. Nu ai nicio șansă. Deci A la a doua minus B la a doua este egal cu A minus B pe lângă A plus B. Dar nu că sunt eu capricios. Nimeni nu a putut stabili formula așa pe de rost. Ci el a ajuns la mulțirea astea două paranteze. Hai să mulțim și noi. Vine A ori A. Deci egal mai departe cu A pătrat. Vorbește de-o. Să vedem dacă e adevărat. Minus plus de minus. Cum? Dar terminăm pe A din mulțit cu A mult 2. A. A deci... pătrat. A ori A pătrat. Plus cu plus de plus A ori B de AB. Deci plus AB. Nu mă pun la cap. Plus AB. Dar și lucrează pe căiețelul tău. Te uiți și tu că și tu ai pe căiet formulele acelea și lucrează. Vor și vorbește până mă întorc eu repede. Vorbește să vedem ce găsim acolo. Foarte tare, foarte tare. Deci, cât ai zis? Minus B ori plus A, minus B. Da. Din nou place. Din nou place. Și acolo în loc, dar nu trebuie să stai deoparte. Uite așa. Uite pixul ăsta, de mă întrebai cu el. Păi lasă la. Deci este cât acolo? Ai spus A pătrat plus AB, da? Minus AB. Minus AB, da? Minus B pătrat. Minus B pătrat. Și egal cu AB cu minus AB se reduc și face A la a doua minus B la a doua. Deci e corectă formula. Deci A la a doua minus B la a doua înseamnă A minus B pe lângă A plus B. Da? De acord. A la a treia minus B la a treia va fi tot cu A minus B începem. A minus B pe lângă. Pe lângă formula. Pe lângă? A pătrat minus A. A, a pătrat minus AB minus 2AB. Zi-o acum și noi ne minus AB. Minus AB. Da? Plus B pătrat. Plus B pătrat. Și hai să mulțim acum, să ne convingem. O fi bine, o fi rău.
Începem cu A pe toți, e minus B pe toți și facem. Te rog. 2A pătrat. Deci A ori A pătrat face. 2A pătrat. A ori A pătrat face. Păi A ori A la a doua, cum copiem baza A, și atunci îi spuneți, da, 1 și 2 fac 3. A la a treia. Atenție! Deci e A la a treia. Mai departe. Minus A ori, nu, A ori minus AB, minus 2AB. A ori AB, da? A ori AB face 1, 1, A ori A face A la a doua, cât se adună exponenții 1 și 1 face 2, A la a doua, B. De ce zici 2? Doar nu sunt, nu se adună. Deci se mulțesc acolo. E zis A ori AB face minus A pătrat B, minus A pătrat B. Tot cu A și cu B pătrat, te mulțit acum? Plus A ori B pătrat dă AB pătrat. Plus AB pătrat. Da. Și am terminat cu A. Urmează minus B acum. Și cu toți ceilalți. Începe? Vezi? Nu, nu vreau să văd dacă vrei să lucrezi ceva. Da, m-ai întrebat dacă am un pix, am crezut că vrei să lucrezi ceva. Nu, încă nu am un pix. Că e plecat fără pix. Nu, am plecat mașină. Așa, da, bine. Hai să lucrezi ceva. Minus. Da? Cât faci? Minus A pătrat B. Dar tema nu ai ceva în care la fiți? Păi te vezi pe o carte cu mine, băi, băiete, băi. Băi, ce figuri ai, băi. Trebuie să mă pune unii de la fel. Da? Deci, cât acolo? Hai, continuă minus tu acolo. Minus A pătrat B, plus AB pătrat, minus B la 3. Deci ai spus minus A la a doua B, da? Minus A la a doua B. AB pătrat. Plus AB pătrat. Minus B la 3. Minus B la 3. Ia să vedem calculul. La ce ne duce? Minus A pătrat B. A la treia, hai să vedem, mai avem A la treia undeva? Nu. Nu mai avem, o scriem. A la treia. Minus A pătrat B, mai avem. Și mai avem undeva A pătrat B? Da. Și cât fac? 1. 1? Cum din țara? Adică reducem. Păi... Dacă reduci, nu mai există. Dar ar trebui unul să fie cu plus și altul cu minus ca să reducă. Dar așa, fiindcă amândoi sunt cu minus, cât face? Zero. Cât? Zero. Zero? Păi dacă ar fi unul cu... 2 minus 2 face 0. 3 minus 3 fac. Unul așa și unul așa. Dar minus apă... Același scrie semnul comun și le-adună. Scrie semnul comun și le-adună. Cât face atunci? Minus 2A pătrat B, că este 1 și încă 1. Minus 2A pătrat B. Apoi. Plus AB pătrat. Plus AB pătrat. Da. Pe scrisem la școală și le dăm. Cât face? Și vine plus A2B pătrat. Plus A2. B pătrat. 2A B pătrat. Cum A2? Dacă... Da? Deci A B pătrat și cu un A B pătrat plus 2A B pătrat.
minus B la 3 avem doar așa bărână. Minus B la 3. Trebuia să ne dea numai la 3 minus B la 3 și că așa am plecat. Deci nu-i bună formula. Așa și avem... Păi nu-i bună formula. Trebuia să ne dea la 3 minus B la 3, atât. Ne-a dat altceva. Ne-a dat și 2A pătrat B și 2AB pătrat. Deci nu-i bună formula. Ce facem? Nefiind corectă, încercăm. Ce să facem nefiind corectă? Să o modificăm. A minus B tot la pătrat? Păi, dacă e la pătrat, pe urmă, cu asta la... Facea la a patra ceva pe acolo și nu-mi place. E bine cu A minus B. Dar aici A pătrat plus AB. Plus B pătrat. A pătrat plus AB plus B pătrat. Deci formula corectă asta este. A pătrat plus AB plus B pătrat. Da? Deci A la 3 minus B la 3 egal cu A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Da, plus AB plus B pătrat. Și acum să le luăm înmulțirea. Hai să vedem ce se întâmplă. Ia, A ori A la a doua? A la a treia. Da. A ori AB? 2AB. Iar 2? Plus A pătrat B. Plus A pătrat. Plus A pătrat B, da. Și A ori B la a doua? Plus AB pătrat. Plus AB pătrat. Da. Și acum cu minus. Minus A pătrat B. Minus A pătrat B este. Minus cu plus de minus. AB pătrat. Minus AB pătrat. Da. Și minus B cu mulțit cu plus B pătrat. Da. De minus B la 3. Minus B la 3. Hai să vedem. A la a treia e bine. Rămâne singur că nu mai am terminat semnă. A la a treia. Reducem A pătrat B cu minus A pătrat B. Deci acum se reducă unul cu plus și altul cu minus. Da. Și îi reducem și pe AB pătrat cu minus AB. Da. Și în sfârșit face A la a treia minus B la a treia. A la a treia minus B la a treia. Deci asta este formula corectă. Vă zic că A la a doua minus B la a doua. A la a doua minus B la a doua începe cu A minus B. Pe lângă A plus B. A la a treia minus B la a treia începe cu A minus B. Și în paranteze, este A la a doua ca să cu A la a întâia să facă A la a treia. A-ul descrește. A-ul devine la a întâia și vine B-ul și-l ajută. Și A-ul dispare și vine B la a doua. Vezi? Se pleacă de la A la a doua. Puterile lui A, exponenții descresc. Și vine B-ul și îl ajută. Cât va face A la a patra minus B la a patra? Ia să văd. Intuiești formula? Corectă. A la a patra minus B la a patra. Va face? A minus B. A minus B. Pe lângă? Pe lângă A pătrat. Pe lângă A pătrat plus A pătrat B pătrat. Păi, nu pe lângă A pătrat. A la a treia trebuie să fie. Că aici e la a întâia și cu A la a treia face A la a patra. Deci plecăm de la A la a treia acum. Plus AB. Plus A o descrește cu o unitate. E 3. A pătrat ori B. Vine B o și-l ajută. Plus A o descrește din nou cu o unitate. A B pătrat. Și plus A o dispare și vine B la A treia. Să vedem dacă e adevărat. Să
să ne convinge că formula este corectă. Începem să mulțim. A ori A la a treia. A la a patra. Deci face A la a patra. Plus A la a treia B. Plus A la a treia B. Plus A la a doua B la a doua. A la a doua B la a doua. Plus A B la a treia. Plus A B la a treia. Minus A la a treia B. Minus A la a treia B. Plus A, nu, minus. Minus. A pătrat B pătrat. Minus A pătrat B pătrat. Minus A B la a treia. Minus A B la a treia. Minus B la a patra. Minus B la a patra. Și egal cu? A la a treia B se reduce cu minus A la a treia B. Deci A la a treia B cu minus A la a treia B. Plus A pătrat pe pătrat cu minus A pătrat pe pătrat. Corect. Și plus A B la 3 cu minus A B la 3. Corect. Și face? A pătrat pe minus A. Face A la a patra minus A la a patra minus B la a patra. B la a patra. Bun. Așa s-a fost, asta a fost A la a patra minus B la a patra, da? Ia să văd cât va fi A la a cincea minus B la a cincea. Egal cu A minus B. Cu A minus B. Pe lângă A la a patra. A la a patra. Plus A la a treia B. A la a treia B. Plus A la a doua B. Plus A la a doua. B la a doua. B-ul crește. În timp ce A-ul descrește, B-ul crește. A la a doua, B la a doua. Plus. Plus A, B la a treia. B la a treia, da. Plus B la a patra. B la a patra. Ia să mulțim dacă așa stau lucrurile, dacă e corect. Dacă am eu dreptate sau nu. Ia mulțește, te rog. A la a cincea. Deci face A la a cincea. Plus A la a patra B. Plus A la a treia B la a doua. Da. Plus A pătrat B la a treia. Da. Plus A B la a patra. B la a patra apoi. Minus A la a patra B. Da? Te rog, urmăște, complet. Tu ți vorbește și lucrează. Plus A la a patra B. Minus A la a treia B pătrat. Da. A la a treia. Minus A pătrat B la a treia. Minus A B la a patra. Minus B la a cincea. Plus A la a patra B se reduce cu minus A la a patra B. Plus A la a treia B la a doua se reduce cu minus A la a treia B la a doua. Și plus A la a doua B la a treia se reduce cu minus A la a doua B la a treia. Și plus A, B la a patra, minus A, B la a patra. Și rămâne A la a cincea, minus B la a cincea. Ia fă și pentru formula A la a șasea, minus B la a șasea. Dacă ai înțeles, o să vedem. Așa, minus B la a șasea. A minus B. Pe lângă A la a șasea. Plus A la a cincea plus A la a patra B plus A la a treia B pătrat plus A la a doua B la a treia plus A B la a patra plus B la a cincea. Și egal cu A la a șasea plus A la a cincea B plus A la a patra B pătrat plus A la a treia B la a treia plus A pătrat B la a patra plus
A, B la 5 minus A la 5 B minus A la 4 B pătrat minus A la 3 B la 3 minus A pătrat B la 4 minus A B la 5 minus B la 6. Așa. Plus A la 5 B se reduce cu minus A la 5 B plus A la 4 B pătrat se reduce cu minus A la 4 B pătrat plus A la 3 B la 3 se reduce cu minus A la 3 B la 3 plus A la pătrat B la 4 se reduce cu minus A pătrat B la 4 și plus AB la 5 se reduce cu minus AB la 5 și rămâne A la 6 minus B la 6. Așa, și constatăm că face, e bine așa, da? Deci formula, formulele de, o, de calcul prescurcat cu A la minus B la A sunt A minus B pe lângă A plus B, A minus B pânga A pătrat plus AB plus B pătrat, A minus B pânga A treia plus A la doua B plus AB la doua plus B la treia, A minus B pe lângă A la patra plus A la treia B plus... Da? Și așa mai departe. Le spui tu pe toate până la 10 și le și demonstrezi. Adică le demonstrezi cum mulțești și să vezi că așa este. Da? Deci trebuie să fie clar așa ceva, că altfel nu putem lucra. Să vedem acum, să ne întoarcem la exercițiul nostru de aici. Știi bine că am avut x la 3 minus 1, nu? Și ne-am împotmolit pentru că nu știam formula asta, a la 3 minus b la 3. Acum, cât este a la 3 minus b la 3? A la 3 minus b la 3? X. Adică x la 3 minus 1. Da. Cât este acolo? X la 3 minus 1. Cum scrie? X minus 1. Deci x la 3 minus 1. X la a treia minus 1 egal cu? X minus 1. X minus 1 pe lângă? Pe lângă? Ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Da. A la a treia minus B la a treia. Formula o ai acolo. Pe lângă cine? Pe lângă... A la a doua. Minus X pătrat. Adică X la a doua. Adică da, X pătrat. Plus AB. Plus X la pătrat. Păi, de ce x la pătrat? Păi, cât este x-ul? X-ul este A și B-ul este 1. Și formula zice A minus B lângă A pătrat plus AB. Plus AB, adică plus x ori 1. Plus x ori 1 și plus 1. Deci este încă o dată x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Am aplicat formula A la 3 minus B la 3. Da? A la 3 minus B la 3 este A minus B, adică X minus 1, pe lângă. A pătrat, adică X pătrat, că la noi A-ul este X, iar B-ul este 1. Pe lângă X pătrat plus A. Plus 1 la pătrat. Plus A ori B, deci X ori 1, X, plus 1, da? Egal cu 0. Te poți convinge că este bine. Dacă mulțești ăsta, îți va da x la 3 minus 1. Dar nu mai pierdem timp. Și acum, când o mulțire este 0? Cât oricât la mulțire faci 0? Când unul dintre termeni e egal cu 0. De acolo rezultă că x minus 1 e egal cu 0 sau x pătrat plus x plus 1 e egal cu 0. Deci înseamnă că x1, prima valoare este 1, din prima. X minus 1 e egal 0, x egal cu 1. Deci cealaltă x pătrat plus x plus 1 e egal cu 0. Înseamnă, de fapt, că dacă faci pe delta aici, delta e negativ, delta știi cât este, este b pătrat minus 4ac, egal cu 1 la pătrat, minus 4 ori 1, 4, ori c, 4, și face minus 3. Mai mic ca 0, deci nu există x1, x2, rădăcini reale. Da? Înseamnă că numai una. Din x la a treia minus 1 egal 0, numai una oară.
Hai să rezolvăm și cealaltă. Mai avem 4x pătrat. 4x pătrat plus 3x egal cu 0. Te rog să rezolvi asta repede. Cum o rezolvi? 4x pătrat plus 3x egal cu 0. Deci 4x pătrat plus 3x egal cu 0. Cum ai de gând să o rezolvi? 4x plus 3x. Pe lângă? Să se văd cum se rezolvă. Să ai quasi gradul 2. Ce, la ce te gândești? Formule capul pe scurtat. Nu ai nicio formulă. Tot cu delta. Tot cu delta. Dar mai ușor este să scoatem pe x factor comun. Da? Că x-ul este și în primul și în celălalt. Deci vine x pe lângă 4x plus 3 egal cu 0. X pe lângă 4x plus 3 egal cu 0. Și cât oricât la mulțire face 0. Odată x1 egal cu 0, primul de pe poziția asta, și cealaltă 4x plus 3 egal cu 0. Adică x2 egal cu minus 3 pe 4. Deci valorile găsite sunt 1, 0 și minus 3 pe 4. Așadar, pentru funcția de mai sus, vom spune că f e definită pe r. F definită pe r minus mulțimea valorilor 0, 1 și respectiv minus 3 pe 4. Da? Cu valori în r. Deci f e definită pe r mai puțin mulțimea valorilor 0, 1 minus 3 pe 4 cu valori în r.